fără emoții, se califică Dinamo în semifinale și știm deja toate cele patru echipe calificate în penultimul act din Cupa României. Va urma tragerea la sorți. Așteptăm reacții de după acest Dunărea Călăraș Dinamo și vorbim aici în studio alături de Cristi Dulca, George Florescu, Daniel Stanciu. Bună seara! Bună seara! Ne așteptam, Cristi, uite că noi vorbeam și înainte de meci, ne așteptam la o victorie lejeră. A lui Dinamo s-a văzut până la urmă exact ce vorbeam noi, diferența mare de nivel. Așa este. Dinamo favorită, spuneam înainte de emisiune, se punea doar problema scorului, chiar dacă Călărașul, clar, ambiție foarte mare pentru acest joc și cred că era în premieră să ajungă în semifinale pentru ei. Dar s-a văzut echipa mai matură, chiar dacă ne-a dat impresia la început că Călărașul se apropie de poartă și încearcă să-și creeze ocazii, Anton pot să spun că a făcut diferența cu acele două goluri de la început, după care a fost un joc de uzură. Eu zic că portarul Călărașului a făcut diferența. George, te rog, comentează tu golurile lui Anton. Un portar scos la pauză, atenție. La al doilea gol, sincer să fiu, nu cred că avea ce să facă. Păi nu e prea ieșit aici? A fost un gol norocos. Nu, poziția lui e perfectă. Din ce știu eu, nu sunt antrenor de portari, dar are o poziție bună. A fost un gol norocos, Anton a lovit mingea în pământ, a sărit exact cât trebuia să lobeze portarul și... În schimb, la primul gol mi se pare că putea să facă mai mult. Cred că și datorită... Șutul e slab, da. Da, datorită distanței și poziționarea lui Anton față de minge. Nu știu, el era întors practic înspre linia de out. A lovit cumva mingea din lateral. Nu e un șut perfect. Cred că aici putea să facă mai mult. Ciudat că l-a scos la pauză. Cristi, ce vrei să spui? Nu, asta e clar, gol de portar, părerea mea. Că, nu știu ce scuze ar putea avea de la 30 ceva de metri distanță. L-a supărat și pe spectaculos. A căzut în fața lui, dar trebuie să fie antrenat. Probabil pentru acest gol l-a scos mai mult. Și aici te întrebi? Daniel, poate ne spui tu mai multe aici, legat de transferul. Să te întreb, ce caută un portar străin, uite, un austriac de 28 de ani, care vedem că sigur nu e mai bun decât titularul, pentru că el e rezervă, în mod normal, la Călăraș. Astăzi joacă, ia un gol, cel puțin un gol discutabil. Nu mai bine nu venea acel... Sau care e logica pentru care aduci astfel de jucători străini în Liga a doua? Probabil că n-au avut altă variantă de portar. Dar nu găsești un român, unul tânăr la tine acolo, decât să aduci pe austriacul ăsta de 28 de ani, cu ce te ajută? Nu știu, Călărașul în ultimii 3 ani a tot importat așa jucători. Chiar în ultimul sezon de Liga 1, de fapt și primul, a folosit foarte, foarte mulți jucători. Cred că la un moment dat erau în jur de 50 de jucători pe care îi utilizase în sezonul respectiv și mulți dintre ei erau aproape jumătate erau străini. Probabil că a mers și area de selecție în zonă, probabil că e mai destul de redusă. Da, poți. Acum depinde, urmărind un obiectiv imediat, apelezi de multe ori la jucători cu aparent cu experiență. Nu te uiți să fie totuși mai bun decât ce ai tu? Dacă tot îi aduci în străinătate, că ești în Liga a doua. Da, cu siguranță. Acum știi cum e. Probabil că e, din moment ce a jucat titular, probabil că a făcut meciuri și meciuri bune. Păi nu, el e rezervă. El l-a băgat aici, mă, normal, e rezervă. Păi nu, a făcut și meciuri bune, de l-au ținut. A, da. De l-au ținut. Făcut, și cândva. Acum probabil n-au vrut să-i dea și lui un joc, considerând, iar probabil că e un jucător cu experiență în fața unei echipe de Liga 1. Da, știu, eu mă gândesc și la alte lucruri, mă gândesc și la niște înțelegeri astea cu impresari, oameni care au de câștigat. Altfel nu pot să nu mă gândesc la asta. George, ce rost are? Aduci niște jucători străini, nu de-aia aduci că-s mai bun ca românii și în Liga a doua până la urmă. Adică... În mod normal, atunci când aduci un jucător străin,
trebuie să fie nu doar la același nivel, ci chiar mult superior față de jucătorii pe care ai. Corect. Îl aduci, îl plătești, trebuie să facă diferența. Așa văd eu situația. Să aduci un portar în Liga a doua, care nici măcar să nu prindă un loc de titular, mi se pare cel puțin bizar. Corect. Anton a dat două goluri, n-a mai făcut-o de mult. 8 ani de când n-a mai reușit o dublă în România, l-ascultăm. Bună seara, felicitări, Paul, ai fost omul meciului în această seară pentru echipa ta. Bună seara, mulțumesc că cel mai important e că ne-am calificat. Cu gândul ăsta am venit să ne calificăm și mă bucur că am reușit să obținem calificarea mai departe. În primele 35 de minute ai fost cel mai periculos om al lui Dinamo cu două șuturi. Da. Cum îți explici acest lucru? Mă bucur că am avut poziție de șut. Se știe că îmi place foarte mult să trag de la distanță și mereu când am ocazia încerc să dau la parte. Și al doilea gol? Al doilea gol am avut și puțină șansă, a sărit mingea bine, dar important e că am fost acolo pe bara a doua și am încercat partea. Ce înseamnă această calificare pentru Dinamo? E un obiectiv. Cupa de la începutul sezonului a fost un obiectiv pentru noi. Acum cu atât mai mult, dată fiind situația din clasament, din campionat, clar e un obiectiv și luptăm până la capăt. Crezi că puteți să câștigați cupa? Ai văzut și tu ce echipe au mai rămas. Da, au rămas echipe bune. V-am zis, noi gândul ăsta l-avem, vrem să ajungem în finală și să obținem trofeu. Acum vom vedea și cu cine vom pica și important este să ne concentrăm de la meci la meci. Acum avem un meci foarte important în loc cu voluntari și trebuie să intrăm la fel de concentrați și să încercăm să câștigăm. Nu va fi ușor, voluntari o echipă foarte bună, jucători cu experiență, au venit după o victorie și noi, după înfrângere, vorbind în campionat, însă sper să trecem peste toate aceste lucruri și să câștigăm. Veți avea și un amical de gală cu Dinamo Kiev. Cum a picat această veste? Da, am văzut înainte. Știam că se caută un amical. Clar, va fi o partidă frumoasă pentru noi și mă bucur că domnul Lucescu a dat o mână de ajutor, pentru că, pe lângă faptul că noi vom avea ocazia să jucăm cu Dinamo Kiev, am înțeles că se va face și o campanie, cred că, de vânzarea biletului, ceea ce va ajuta din nou clubul să o facă rost de o sumă de bani. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Seară bună! A dat două goluri Anton. Poate câștiga Dinamo Cupa României? Eu zic că da. Pentru că este o echipă care are jucători importanți, jucători de valoare. Bine, nu cu jocul ăsta, deci cum au jucat astăzi, nu cred că în fața Craiovei sau, mă rog, pot câștiga, dar când ajungi în finală, orice se poate întâmpla. Adică, bine, asta e așa, am și spus într-o altă emisiune că cupa este un trofeu așa frumos și plăcut pentru că ai foarte puține meciuri și poți câștiga un trofeu. Da, nu știu, mi se pare că anul ăsta Craiova e cam obligată să ia trofeul. Acum s-au aliniat planetele așa în favoarea Craiovei, nu? E obligată, dar e un trofeu imprevizibil. Până la urmă, în cazul în care Craiova va ajunge în finală cu Dinamo, cu siguranță vor porni cu șanse egale, din punctul meu de vedere. Pentru că o finală nu este ca și un meci de campionat. Acolo și sunt diferite și emoțiile și nivelul de implicare la ambele echipe. Chiar și o echipă mai slabă, mai slab cotată, atunci când ajunge într-o finală, are toate șansele să câștige. Sigur, deci motivația mai e total diferită atunci când ajungi într-o finală. Și dar n-ar fi o problemă să meargă Dinamo, să câștige Dinamo cupa? N-ar fi o problemă pentru toată lumea? Adică merge Dinamo în cupele europene cu toate problemele. Aud aia prin Europa de Cortasero, de ăștia. Mai bine rămân acasă. Întreb și eu, adică ei acum strâng bani săraci suporteri să facă bani de licență. Unde să mai meargă Dinamo în Europa? Dar ce înseamnă, Daniel? Ca și costuri să te califici în Europa. Da, și bani care vin din participarea în cupele europene. Dar bun, îți vin dacă ajungi în grupe, ajungi mai departe. Și în tururile preliminare încasezi bani.
nu să acelea sume, categoric, dar ca să-ți acoperi cheltuielile de transport și cazare, se rezolvă. Normal că trebuie să joace șansa. Acum, indiferent de ceea ce privim noi sau cum privim din afară lucrurile, dai seama că orice jucător își dorește ajuns în faza asta. Eu să fie... Eu sunt convins că își doresc, dar pot? Dinamo. Eu la asta mă refer. Oricine financiar. Poate. Oricine poate. Financiar, da, poate financiar, Dinamo. Cu ce te încurcă să joci tur-retur semifinala? Păi nu știu. Dacă... Păi joacă etapă de etapă în campionat, nu? Înseamnă că își permit să plătească arbitraje, teren, chirie la stadion, stewards și toate restul cheltuielilor. Dar revenind un pic la întrebarea anterioară, eu nu i-aș scoate din cărți pe Astra. Astra are un lot foarte bun, o echipă care e în creștere și n-aș fi atât de sigur că Craiova în momentul ăsta e favorită, dar clar că prin poziționarea, prin poziția ocupată acum încă în clasament, la ce obiective are un club ca și Craiova, cu siguranță că pe calculul hârtiei par primii favoriți. A rămas singura din play-off, până la urmă, în Cupa, da, în Cupa României. Să vedem ce spune Jerry Gane. Sigur, i-a mai revenit zâmbetul după 0-5 de meciul trecut. Bună seara, felicitări! Putem spune că în această seară Dinamo a avut doi jucători foarte importanți, pe Eșanu și pe Paul Anton, care au contat. Da, adevărat. Eșanu pentru început de joc, când ei au avut două, trei ocazii, iar Paul a fost decisiv la ocaziile pe care le-am avut. Cred că a fost jucătorul meciului. Dar eu sunt bucuros pentru meciul pe care l-am făcut. Aveam nevoie de această victorie, nu numai de calificare, dar și faptul că ne aduce mai multă încredere pentru următorul joc. Chiar făceam o glumă cu cineva și spuneam că dacă am fi abordat meciurile din campionat cum le-am abordat pe cele de cupă, acum eram sigur în play-off. Bun, dar primele 30 de minute nu au fost deloc așa cum vă gândeați. După ce vii 3-4 înfrângeri, dar și mai ales după ultima înfrângere cu Viitorul, indiferent cât i-aș motiva eu, până la urmă încrederea vine tot din teren. Și așa că realizările pe care le-am avut contează foarte mult la nivel de încredere pe parcursul jocului. Am început un pic mai ezitant, e adevărat, dar asta e situația. Până la urmă a ieșit cu bine. Sunteți în grafic, vă gândiți să și câștigați cupa? E da, un obiectiv accesibil, ținând cont de echipele rămase în joc? Ne-am propus faptul că am ajuns până aici, am spus-o și după meciul cu FCSB, că este un obiectiv al nostru, suntem în semifinale și ne dorim foarte mult să câștigăm acest trofeu, care nu l-am câștigat de mult. Bănuiesc că nu vă doriți o echipă de primă ligă, a mai rămas una singură de liga a doua. Credeți că bine, veți va fi avea o dublă, noroc? Nu? Și atunci șansele sunt mult mai mari în această fază a competiției. Cum ați primi vestea că veți juca un amical cu Dinamo Kiev? Bine, eu știam de mai mult timp că Mario Nicolae se ocupă de acest aspect. Au încercat și știu ce s-a întâmplat ultimile săptămâni. Mă bucur enorm pentru că avem parte de acest amical de gală și nu numai pentru ceea ce ne dorim noi, în primul rând, pentru perioada asta financiară și mulțumim domnului Mircea Lucescu pentru că a acceptat acest amical. Povestiți-ne cum i-ați pedepsit pe cei doi glumeți, pe Crețu și pe Mihai. Bine, sunt copii. A fost o glumă făcută, după părerea mea, într-un moment foarte prost. Eram după meciul cu Astra Giurgiu, pierdusem. Dar ce să le fac? I-am trimis la tineret. Și? Am trimis la echipa a doua, au stat 10 zile și au cerut scuze și acum ați văzut că deja pe Gianni Crețu a și jucat. Așa că nu pot să... Acum ce pot să le fac? Dar cum au explicat acel episod? Ce au avut în cap? Se mai întâmplă, nu? În cantonamente, mai ales că stăm la hotel și își permis și cu Nepomucenu, adică nu era prima dată când își mai fac glume între ei, dar nu au ales bine momentul. Nu au ales bine momentul, dar și-au cerut scuze și nu e niciun fel de problemă. Au fost și amendați? Sau da, v-ați gândit să-i amendați? Ne-am gândit să și amendăm, dar o să vedem. Dar cel puțin faptul că au stat 10 zile la echipa a doua nu le-a picat bine deloc. Mulțumesc. Au învățat. Mulțumesc. Da, interesantă și povestea asta, adică nu, inedită oricum. O glumă în cantonament, i-au pus o cruce pe ușa și au scris RIP la Nepomuceno și au fost amendați și trimis la echipa a doua. E corect cum s-a procedat?
Dacă era pe vremea noastră, că, cred că erau plecați de mult de la echipă. Serios? Numai pentru glumă? Pe eu țin minte în 95, când am ajuns în vestiarul acela greu de la Rapid, n-am vorbit 6 luni, afară de bună dimineața, poftă mare și la revedere. Adică era, este o formă de respect și modul în care avea respect de jucătorii cu experiență, cu ani în Liga 1, ajunge un copil să râdă de tine sau să facă astfel de glume. E Nepomucen acum, nu e Rednic. Bun, indiferent, e un coleg. Ți se putea întâmpla ție să joci mai slab, adică nu, nu poți avea glume de genul ăsta. Și deci e normal cum s-a procedat. Ce-a făcut Gane? Da, eu și amendam, probabil au și amendă, dar n-au de unde da. Săracii. Probabil pe vremea lui Cristi își luau și bătaie. Luau, cu siguranță. Nu doar trimiși la echipa a doua. Acum cred că nu mai are cine să facă nici asta la Dinamo. Nu, da, s-au schimbat. S-au schimbat vremurile. Dar țin și eu minte când am intrat prima dată în vestiar la echipa mare și erau jucători precum Trușcă sau Popescu, chiar și Neluțu Sabău, nu-mi permiteam să ridic capul din pământ. La 16 ani eram cu capul în pământ și când treceam pe lângă cineva ziceam bună ziua, nu salut. Da. Deci cam așa e. Bun, acum na, poate între ei, poate sunt prieteni cu Nepomucen, nu știu, mie mi se pare un pic exagerat să-i le dai și amendă. Dacă ăla s-o fi supărat, poate nu s-a supărat. Mă, cum să zici, domnul Nepomuceno, nici el nu e ținând cont de, la Dinamo ținând cont de situația ani. Lor și tot ce se învârte în jurul echipei și rezultatele, nu cred că era momentul. A, da. Dacă, de exemplu, aveau vreo 6 victorii și erau în play-off, se trecea peste. Normal că se trecea, dar așa, în momentul ăsta, numai de glume nu-ți arde la nivelul ăsta. Da. Să vedem ce spune. Ce spune Pustai, n-a prea avut șanse echipa lui Iasi. Bună seara din nou. Ne spuneați înaintea partidei că vă doriți să fie un meci spectaculos. Chiar a fost un meci spectaculos și cu ocazii și cu multe goluri. Da, bună seara. Într-adevăr, din păcate cam mult în poarta noastră și noi am reușit doar pe final să înscriem. Aici cred că s-a făcut diferența în acest joc, pentru că la cred că singurele două șuturi pe spațiu porții în prima repriză am primit cele două goluri, iar noi am avut, să zic așa, vreo două situații clare, plus încă vreo două, trei care puteau să se transforme în goluri. Ați început totuși curajos. Băieții s-au descurcat foarte bine în primele 30 de minute, cred că au fost 6. N-am avut ce pierde. Pentru noi era un bonus să ne calificăm mai departe, era foarte frumos, dar din păcate n-am reușit. Și v-am zis, e greu când joci cu Liga 1 și când intri la pauză cu o diferență de două goluri, e greu să mai revii. Ați schimbat și portarul la pauză. Atât de tare v-a supărat? Sunt greșeli, la portar să și văd toate greșelile, dar am mai avut o experiență de genul acesta și am preferat să nu mai dureze încă 45 de minute, pentru că el când greșește are o cădere și se vede, se simte. Și atunci am preferat să înlocuiesc la pauză. Mulțumesc! La revedere! Da, Pustai s-a temut să nu ia vreo 5 cu Dinamo, de aia l-a scos pe portar, că probabil, cunoscându-l bine, contează și psihicul lui, nu? Dacă greșește, unii pot să cadă foarte, foarte tare, foarte puternic. Da, nu, conta să fie un meci bun și pentru moral și pentru faptul că sunt în play-off și, mă rog, sunt în partea de sus a clasamentului și se bat pentru play-off. Conta un meci bun. Cred că se și aștepta să... nu cred că se aștepta să câștige acest joc. Dar e o competiție, exact cum a zis George, imprevizibilă și în care orice lucru contează într-un astfel de meci. Că la nivelul ăsta n-a mai fost așa imprevizibil. Am văzut și ieri Petrolul n-a avut șanse cu Astra. Astăzi Călărașul n-a putut să stea la discuții cu Dinamo. Daniel, parcă se vede foarte mult diferența asta de nivel. Uite, Cluj e una dintre puținele echipe din Liga 2 care a eliminat una din Liga 1, a scos pe UTA. Dar cred... Și Pandurii Viitorului a scos pe Gaz Metan și Ficea. Da, de asta am zis, una dintre puținele, da. Da.
Da, e clar că e o diferență. Asta e 100%. Plus că depinde cum abordezi jocul. Știi că sunt și aici Călărașul a început foarte bine. Călărașul a avut 5-10 minute când a avut câteva ocazii mari de, mari, ocazii de a înscrie. Marcând atunci poate lucrurile arătau cu totul și totul altfel. Și Petrolul a încercat să o pună în rezistență. Însă mie mi se pare Astra o echipă cu un, cu un lot numeros și valoric foarte bun. Cu problemele deja arhicunoscute și la, și la Astra, dar eu, clar că e o diferență între Liga 1 și Liga 2. Asta e, întotdeauna va fi. Nu, nu poți acum să, să emiți probleme. Bun, sigur singura, că e o diferență, dar că, știi cum era? Se vorbea că e o diferență imposibil de, de acoperit. Nu, asta nu e imposibil, că și noi am scos o echipă de Liga 1 și Pandurii Viitor, adică au fost echipe de Liga 1 care au părăsit competiția. În, în, se vorbea asta mai mult la baraj, știi? La meciurile păi, de baraj. Asta spun, dar acolo, acolo ceea ce s-a demonstrat în ultimii ani s-a demonstrat mult mai clar la, la baraj, unde valoric, să spun, diferența nu era chiar atât de mare. Mm-hmm, era vorba de baraj, de patre echipă, nu, din coada clasamentului de la Liga 1 cu a treia din, din Liga 2. Și n-a câștigat nicio echipă de... Nu, și n-a câștigat niciodată. De Liga 2, un baraj. Scurtă pauză, ne întoarcem.